Bine ați venit la peștera Valea Cetății, în Râșnov. Aici aveți panoul la intrare. Și cum așa arată intrarea. Arată mișto. Deci ar fi biletul, ar fi 20 de lei pentru adulți. Distanța de parcurs până la peșteră este de 450 de metri. Temperatura interioară este de 10-12 grade. Sunt în tricou. Nu se fumează, așa. Era de companie și să mergem. Facem traseu, nu știu. Facem traseu, așa. Ah, ce mișto arată. Chiar arată mișto. Nu știu, e intrarea peșterii. Chiar dacă nu treci la pește, te poți plimba să faci, știi, traseu ăsta. Nu știu cât ai acolo. Ai văzut un bănuț ceva? Nu, un poza. Ah. Cam asta e drumul până la peșteră, chiar frumos. Hai să știu. Chiar frumos? Iată. Da. Deci până la peșteră avem de mers jumătate de kilometru. Deci dacă chiar dacă nu vrei neapărat, știi, ca să te duci în peșteră, te poți plimba pe aici, adică... Adică te poți plimba pe aici. Deci nu e hau, hau, bau, bau. Oamenii nu mai sunt, mai ce să faci. Băi, e mișto, îmi place. Mai pot să-ți faci prima oară când vin aici. Îmi place, dar am o gumă în gură și mestec. Și ce nu arunc. Ce un mic păruaș, cică. Și prea se laudă. Deci într-un fel e în pădure e drumul ăsta făcut la peșteră. Dar e foarte răcoare. Dar fiind umbră și în pădure, a urci acum. Ia ce marcat. Ah, de aici a de mers. Uleu. Aici poți să te plimbi neapărat să la peșteră. Că e frumos, ești în natură. Adică până la peșteră e gratis. De acolo 20 de lei. Frumos. Așa, pură ce mi-a dat. Ai toalete mirositare, parfum. Da, ce răcoare și bine aici, dacă ăștia veneam vara. Aici am făcut o trasă, e blocat. Se pare. Nu știu unde, dar era blocat aici, veneam un traseu. Vedeți? Uite ceva de mers. Ah, trebuie să fie acolo sus. Ce mișto. Uite. Și e pe acolo. Deci urcăm, urcăm. Urcăm. Măi, chiar frumos. Am mai zis. Doar plimbarea poți să o faci. Neapărat să-ți treci la peșteră. Și am obosit. Uite, da, să-i pacu, dar nu mai e voie. Cum se vede, vezi? Și am câte pe drumul ăsta. Smei. Smei, zmeilor. Mamă, dar urci, nu glumă.
urci. Mai și aluneci. Faptul că urci. Deci, recomand acest drum. Uși mură de tot. Trebuie să iei pe acolo. Păi ți-ai zis obosit, ai văzut ce înseamnă să mai faci mușcare? Mă, ce-a rupt ea. Să nu că pauză de vorbit. Uf. Ce este alunecos, că îți vezi? Uite, uite cu aluneci. Frumos. Unde-și mărânuși Martine? Mame, obosit. Deci asta e drumul. Un pădure, o crare mai mare și cam atâta. Animale niciodată nu văd. Dar lung e, mă. Vai ce lung e. Da, urcăm, urcăm, urcăm. Bine, până aici să vezi. Deci era un drum care nu mai voie. Cam obosit. Sunt sincer. Am și pregătire. Și alunec. Hai cu dreptul. Pot am multe, mă. Peștera Valea Cetății. Ce-i aici? Uite aici. Hai că oprești și dacă e dinăuntru, da? Am obosit. Este un peșter, nu se vede nimica. Foarte întunecat peștera Valea Cetății. Nu o să vorbesc că n-am cum. Uitați cum e. Poza mai deschisă sau? Hai că stai bine. Stai pește, mă, ce rece, sunt 10-11 grade. Deci nu poți să vorbesc că nu e voie să vorbești. Chiar drăguț. De aici. Urcăm. Și mă, stai traseu, costă 20 de lei. Ce-i umed, nu se vede. Prea se de mult, dar eu încerc să umbl la luminozitate. Deci am alunecat. Când scăp, opa, aia de aici. Uitați-vă aici de frumos e. Uite ce frig e. Pe că am înghețat. Ești traseu cam. Uitați cum e. Foarte frumos. Crezi că cam e foarte alunecos, grijă, unde calci. Că nu-i fără picioare. O să pic. Stânga left. Mai puțină vorbă, că e aici un ghid. Trebuie să nu se ia de mine.
Frumos. Foarte alunecos. Mă. Bine, nu se cunoaște 10 grade, 12 grade. Totuși. Tot frumos. Uf. Ia, ce avem aici? Atenție la țeavă. Să te aplici. Uitați peștera. Asta-i totul, da, mai. Băi, cred că se vede, nu? Se vede. Avem decât lumină. Ce informare încă peștera. Așa a zis la... la intrare, cu informare. Frig. Frig, 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 rece. Asta-i totul? Te învârți în ce și pe aia ies acum. Rășinov, Rășinov a zis. It is a relatively young cave, formed in limestone, dissolved by water, about 2 million years old. The total length of the cave is 958 meters, of which about 270 meters can be visited. The cave continues at your left, where you can see an opening with a narrow gallery that is difficult for cavers, sometimes requiring crawling, with special equipment. The gallery crosses the slope, exiting on the other side of it, in the forest. Once the cave was refurbished, the entrance to the gallery was blocked off so as to not allow entrance to anybody. In 1949, a very rainy year, the flow of the stream increased. An 8-meter-high underground lake formed in the Great Hall, and at one point the floor collapsed under the pressure of the water. Then the water came gushing down the corridor you came from and made the entrance visible through a hydraulic fissure explosion. Although entry was only possible by crawling, some people crept in and vandalized it. Thus, traces of vandalism can be observed, such as broken formations, writings on the walls, as well as traces of soot, because torches were used and fires were made inside. In 2010, investments were made in the development of the cave, which did not influence the surrounding environment. The cave has a cold-like LED lighting system, precisely with the idea of not disturbing the ecosystem and the bat colonies. The paths are made of fiberglass for the sake of not harming the environment. The Great Hall is amazing for its natural beauty and for the splendid setting that nature has worked on for hundreds of thousands of years. The formations in the ceiling, called stalactites, the stalagmites in the floor, or the limestone columns, are real stone sculptures that delight tourists. The formation of columns, joining stalactites to stalagmites, is a slow process, each drop of water contributing little by little to it. The depositing of a cubic centimeter takes about 100 years. This formation process can be accidentally interrupted if the formations are touched due to the grease found on your hands, so please do not touch the limestone formations. The acoustics of the cave make it even more special. This is also the reason why the Philharmonic of Brașov organizes concerts on request without any amplifying equipment and without any sound systems. And because this is what we do on every tour, we also try to create a small, spectacular moment for tourists, precisely in the idea that not everyone has the opportunity to enter an undeveloped cave. Thus, we will turn off the lights for a few seconds, so that everyone can observe what the absence of light in a cave is like. There will be total darkness, a good moment to listen to the drops of water that practically create everything you see inside. So, we ask that you turn off any lights you have, whether they be from phones, flashlights, or anything else. Take it easy, and the most important thing is to stay put and hold on to the railing. Opa, total darkness. Having said that, thank you for your visit, and we look forward to seeing you again at
Citadel Valley Cave. Bine ați venit la peștera Valea Cetății. Cunoscută mai demult cu denumirea de peștera Fundata, aceasta este localizată la circa 3,5 km de Râșnov și circa 8 km de Poiana Brașov, în pocurniciul vestit al masivului Costăvanul, la o altitudine de aproximativ 825 metri. Este o peșteră relativ tânără, formată în calcar dizolvat de apă, de circa 2 milioane de ani vechime. Peștera s-a format de-a lungul gurului Valea Cetății. În trecut, acest planșeu stalagmitic din sala mare continua până în partea cealaltă a peșterii, existând o mică ieșire pe culoarul pe care s-a intrat. Lungimea totală a peșterii este de 958 metri, din care se vizitează circa 270 metri. Continuarea peșterii este în stânga dumneavoastră, unde se poate observa o deschidere cu o galerie peste ce se parcurge cu greu de către sfiologi de alocuri urâși, cu echipament special. Acest culoar străbate versantul ieșind pe partea cealaltă a acestuia în pădure. Galeria a fost locată cu un prilaj odată cu amenajarea peșterii, pentru a nu lăsa posibilitatea de a pătrunde orice persoană înăuntru. În anul 1949, fiind un an foarte ploios, debitul râului a crescut foarte mult, aducând multe aluviuni. În sala mare a peșterii s-a format astfel un lac subteran cu o înălțime de 8 metri, iar la un moment dat planșeul a cedat sub presiunea apei. S-a prăbușit, iar apa a țâșnit pe culoarul pe care ați venit, făcând vizibilă intrarea printr-o explozie hidraulică. Deși intrarea era mică și se făcea doar târâși, pasionații de sfiologie s-au strecurat cu greu prin intrarea îngustă pentru a descoperi minunile create de natură. Era o peșteră sălbatică, iar cei care au intrat au făcut ce au putut. De aceea se observă urme de vandalizare, au existat formațiuni sparte, scrieri pe pereți, precum și urme de cum, deoarece se intra cu torțe și se făcea foc înăuntru. Lucrurile iau o întorsătură nouă în 2010, când printr-o administrare corectă și prin investiții considerabile, peștera se alege cu o amenajare care să nu influențeze mediul înconjurător. Astfel, peștera Valea Cetății a putut fi înscrisă în circuitul turistic și a fost declarată zonă naturală protejată de interes național și monument al naturii. Peștera are la ora actuală un sistem de iluminat aparte, cu leduri cu lumină rece, tocmai în ideea de a nu deranja ecosistemul și coloniile de lilieci care și-au făcut casa aici. Potecile sunt realizate de lilieci pentru a fi sigure, fără a afecta mediul înconjurător. Lumina, reflexiile pe care micile lacuri le formează, elimină sentimentul claustrofob de peșteră și creează un peisaj tipic de poveste. Sala mare, cu o înălțime de aproximativ 20 metri, având aproximativ 2500 metri pătrați, este uimitoare prin frumusețea naturală, prin decorul splendid la care natura a lucrat sute de mii de ani. Se poate observa bine tavanul peșterii, care este blocat împodobit cu stalactite mai mari sau mai mici. Peștera este temporar activă, cu temperaturi de până la 12 grade Celsius. Valorile înregistrate pentru umiditatea relativă sunt cuprinse între 90 și 95%. Din sedimentul existent în sala mare, bibliografia informează că s-au scos urse de Ursus Speleus sau ursul de cavernă. Fauna actuală este reprezentată de lungi și de diverse mici viețuitoare ce pot fi observate în special în zonele apropiate de intrare. Acolo. Formațiuni de calcar, stalactitele din tavan, stalactitele din vodea sau coloanele formate din calcar sunt adevărate sculpturi în piatră ce invită turiștii care intră în această peșteră unică. Formarea coloanelor prin unirea stalactitelor cu a stalactitelor este un proces lent, fiecare picătură de apă începe încetul cu încetul la aceasta. Formarea unui centimetru cub durează aproximativ 100 de ani. Acest proces de formare poate fi întrerupt din greșeală dacă se ating formațiunile datorită grăsimii de pe mâini, de aceea vă rugăm să nu atingeți formațiunile de calcar. În partea stângă a dumneavoastră se poate observa o coloană de dimensiuni mai mici și unicuți lac format în planșul stalagmitic ușor înclinat. Astfel de lacuri micuțe se numesc gururi, care pot fi cu sau fără apă. În partea de jos a acestui gur puteți observa și un cal sculptat în pământ, acesta fiind creat de unul din sfiologii ce au lucrat la amenajarea peșterii în anul 2010. Deoarece nu au fost găsite dovezi că cineva ar fi locuit înainte aici, el a creat acest căluț din dorința de a ne reaminti pe cei care locuiau înainte în peșteri și lăsau astfel de sculpturi sau picturi înăuntru lor. Ce o face și mai deosebită pe această peșteră? Acustica.
Acesta este și motivul pentru care un quintet din cadrul Filarmonicii din Brașov organizează aici, în mijlocul Sării Mari, în spațiu din mijloc special amenajat pe bază de rezervare, concerte fără niciun amplificator, fără niciun sistem de sunet. Și pentru că așa obișnuim la fiecare tur, noi încercăm să creăm și un mic moment turiștilor, tocmai în ideea că nu toată lumea are ocazia de a intra într-o peșteră neamenajată și neiluminată. Astfel, vom opri luminile pentru câteva secunde, pentru ca fiecare să poată observa ce înseamnă lipsa luminii în peșteră. Va fi un întuneric total, moment propice pentru a asculta picăturile de apă și practic creează tot ceea ce vedeți aici, înăuntru. Astfel, rugămintea noastră este să opriți orice luminiță ce o aveți, indiferent că provine de la telefoane, lanterne sau altceva, să faceți puțină liniște. Iar cel mai important lucru este să rămâneți pe loc și să vă țineți de balustradă. Acestea fiind spuse, vă mulțumim pentru vizită și vă mai așteptăm la peștera Parc Cetății. Da. Deci am revenit că trebuie să opresc telefonul, că să fie întuneric total și ne-a rugat să oprim și foarte frumos se aude așa picăturile, liniște, cum dormi. Unde e căruț? Unde? Unde, mă? Nu văd un căluț. Asta? Să că am dus focusul. A, uite căluțul. E un căluț. De acolo e acolo intrare pentru DEA, profesioniști. Uite pe acolo, cu echipament și te duci și ești pe partea aia, că se poate ieși. Și cred că cam ăsta e turul, mă gândesc, nu? Am atâtica. Și nu e... E doar aici, rotundul ăsta. Care le vedeți. Și cam atâta. Atenție la treptă, chiar nu-i cos. Te duci. Bulovonul. Nu trebuie să vede. Hai că nu-mi focusez. Și-ați mult? Acum am băgat de seama. Cred că cam ăsta e turul. Știu că n-am să vorbesc, că e liniște, e peșteră, nu se vorbește. Dar sper că v-ați dat seama cum a arătat. Pentru 20 de lei, sincer, se pare mult. Se pare mult pentru 20 de lei, dar... Poate în viață să vie aici, se merită. Deci, pentru prima oară în viață s-a meritat. 20 de lei biletul. Și... Nu știu, e ok. E frumoșică, peștera. E foarte rece. Și când s-a oprit sunetele, s-a auzit foarte frumos. Deci o liniște totală, s-a auzit picăturile alea. Mamă, deci am zis că mi-asum, deci mă asum într-un minut. Gata, s-a oprit, de-aia am oprit și filmarea, pentru că a zis să oprim, să nu se vadă nicio lumină. Ne-a rugat ghidul. Și cam asta e tot. E rece, frig. Pentru 20 de lei, dată în viață, da. Dar să vii des, nu. Dată la câțiva ani. Pentru că vorba e și odată. Dar e mult. În rest, frumos, mie mi-a plăcut și se pare că e și în peșteră acum. Și cam asta e cu peștera. Dacă să mai mergem undeva, mai filmăm, vă mai arătăm, da? Hai să fără puțin afară ieșirea măcar. Ia, am șuropâna asta sau am șuropânele? Deci așa, da? Te împingi în ele. Și cum e aici. Strata, ieșirea. Am uitat unul în ea, în spate. Un balauzaur. Și cam asta e totul. Cu ce tata îl mai așteaptă ăsta dintre. Deci cam aici cu peșteri. Peștera Valacrișului, un guru mare, mina afară cu peșteri. Ce ai peșteri aici? Mai de vizitat. E mic un video, știm. Și cam asta e totul cu peștera Valacrișului. Sper că v-a plăcut. Bă, așa două ore cu ieșire recomand la vreo... Ceva de mâncare.
așa odată la, nu știu, să nu videsc, oricum n-ai de ce să videsc, că e același lucru mereu. Dar a fost ok, drumul e cât de cât practicabil și hai, bai, ori ne vedem în altă locație, ori încheie aici. Mulțumesc pentru vizionare!